aveai icoană în clasă? Te stropeai cu lapte? Mâncai cornul? Te băteai cu mere? Aveai două steaguri în clasă? Acum așa e. E steagul României și steagul? Unii europene, bravo. Dădeai SMS-uri în oare? Aveai converși? Tu ce ai învățat la școală ieri? Dar azi? Dar mâine? Ești un copil lider? Ești competitiv? Știi să asculți? Știi să reproduci? Știi să taci? Știi să gândești? Aveți voie să spuneți nu? Un elev poate să stea nemișcat în bancă cu ochii ațintiți la profesor. Când e întrebat, nu știe. Un elev poate să se joace în bancă. Când e întrebat, știe. Ce-i așa de greu să faci liniște în clasă? Ai pix? Ai catalog? Treci la treabă. E un miștocar. Constați că nu știe. 4. Dacă mai apare un, procedezi la fel. Azi 4, mâine 4 și în clasă va fi liniște. Cum poate un profesor să atragă atenția elevilor? Uite niște cuvinte care te-ar putea ajuta. Glume. Totdeauna în clasă e unul care face o glumă. Faci și tu o glumă și ești un profesor bun. Simplu. Tot ce e simplu e ușor de înțeles. Logica. Cui nu-i place logica? Jocul. Ar fi trebuit să-l pun primul. Curiozitatea. Tot ce intră aici captează atenția elevilor. O anecdotă cu Ștefan cel Mare și Sfânt? Sau un mit. Un mit e întotdeauna binevenit. Atenție la formularea temelor. Pe lângă propii fără soț, demonstrați în maxim 5 rânduri că Mihai Eminescu e un poet național și universal. Natura și iubirea la poetul nepereche. Integrare europeană. Avantaje, dezavantaje. Secerișuri, epitete. PowerPoint, delta Dunării. Peștii noștri sunt rari. Foarte rari. Din ce în ce mai rari. Cuore, inimă de copil. Personaje negative, pozitive. Poezii frumoase cu mama. Copiii mei sunt bine școliți, copiii mei sunt bine educați, copiii mei sunt perfect instituționalizați. Au toate șansele să reușească. Se trezesc la ora potrivită, merg la școala potrivită, au prietenii potriviți, mă ascultă, își doresc ceea ce li se potrivește. Sunt perfect integrați. Din cele 168 de ore ale săptămânii, copiii mei dorm 56. Asta înseamnă că le rămân în fiecare săptămână 112 ore ca să-și construiască un sine. O statistică recentă ne spune că un copil se uită în medie 55 de ore în fiecare săptămână la televizor. Asta înseamnă că îi rămân 57 de ore ca să crească. Copiii mei merg la școală 30 de ore în fiecare săptămână. 8 ore le ia pregătirea și drumul la și de la școală. 7 ore temele. Un total de 45 de ore. În timpul ăsta sunt constant supravegheați, nu au timp și spațiu intim și sunt pedepsiți dacă încearcă să-și impună individualitatea. Copiilor mei le rămân în fiecare săptămână 12 ore ca să existe.
Smurge. Nu mi-am făcut decât la mate. Dacă nu mă duc la istorie. Mă duc că nu m-am dus nici data trecută. Și am mai avut ceva. Ce crezi că am avut?
Da, medicu? Ești pregătită? Bine, mai mică. Un papagal. Da! A fost la mine acasă. Un papagal pe care eu l-am cumpărat. Am strâns eu bani și l-am cumpărat. Și făcea așa. Riki! Riki! Da. A murit. Și-a mai avut ceva. Ești atent? Așa. Poate ieși și așa. Ce e? Bine, pe jos. Proastă. Da! Ce bine am făcut, nu? E proastă, ți-e spasă. Da, și odată am pierdut-o prin casă. Mama a fost circa, circa a fost, dar am găsit-o. Dar s-a îmbolnăvit și a murit și mama a dat-o. A zis că ce să mai facem acum. Și-a mai avut ceva. Ce crezi? Un porc? Da! Dar nu era porc. Nu era porc. Era... știi? Eu am crezut că e de ăsta, dar nu e. Ce? Nu! Era un porcușor de gust! Da! Da! Eu am crezut că e... adică când am auzit, am crezut că e porc, dar nu era porc. Era un șovolenel așa, șori... Mă rog, și avea o cutie în care avea o roată și arăta așa, în gol. Și odată sora mea a ieșit pe la afară și l-a găsit pe iarbă omorât. Și a zis că Ricky se mânda cu câinele care l-a omorât, dar nu e adevărat. Ricky era bani să facă asta. Sora mea... Să vă zic un secret. Dacă m-au zis dacă vorbesc așa... Tu puneți mâinile pe ori, că nu pare de încredere. Așa. Eu n-am voie să zic asta, dar e cum am zis mai devreme și nu mai zice nimeni și dacă zici că ai zis tu, nu că am zis eu. E cum ai zis tu, nu că am zis eu. Dar să vă zic de ce e cum am zis că e și numai, nu mai zic. Deci are un înțișor cu medalion, era al meu când eram mică și mama era dat acum ei. Și sora mea zice, fiate, zice, îl am moștenire de la mama mea. Te-ai prins? Folosește cuvinte pe care nu le înțelege! Și noi am mai avut ceva, ce crezi? Zi orice! Pești! Pești! Da! Și-am mai avut ceva, ce crezi? Zi orice! Cali! Da! Și-am avut și pești, cal și câine și... Am avut și câinele bingo și-am avut și frăbiute și-am avut și... Pisici! Da! Și-am avut și frâni și-am avut și bucurăți și-am avut și ponei și-am avut și hidră de apă dulce și-am avut și pești paralele și măgari și ponei și... Deci oi și cai și urci și curbi. Aproape că am avut și o șocurilă. Dar mama n-a avut, că a zis că o să o muște pe sora mea. Nouă suset! Mă apuc de teme. Mă apuc acum? Hai să văd! Cine zice să mă apuc de teme? Vrei să faci temele mele? Nu e greu. Mă apuc acum, dar nu știu cu ce să încep. Să ne gândim cu ce să încep. Să încep cu... Tata mi-a dat un caiet și mi-a zis să scriu în el tot ce-mi trece mie prin capul ăla al meu
Eu dacă aș putea... Dacă aș putea, aș vrea să fac toată ziua cele din elastice și girafe din elastice și perichi din elastice și pe mine din elastice. Să mă trimit unde n-am eu chef să mă duc acum. Adică la școală. Și școala din elastice ca să se rupă repede. Pe mine mama m-a dat anul ăsta la o școală nouă. Și mie nu-mi place că n-am prieteni. Și vreau înapoi. Prin ce se caracterizează polisul atenian? Copiez. Ce e o democrație? Hai că asta... Dar și colegii mei sunt ca voi, nici nu știu nimic. Asta știu tu ce. Care e capitala Greciei antice? La eu! Atena! Atena e, nu? Atena, 10. Tu ești cetățean? Socrate era. Doamna știe toată Grecia. Doamna zice, s-o visați? Așa bine s-o știți. Dar eu visești girafa. Recapitulez. Definim democrația ateniană ca fiind prima formă de polis din lume și definim polisul ca fiind prima formă de democrație din... Data trecută ai avut timp să faci jumătate din teme în autobuz și jumătate la școală, în pauză. Ai 11 ani și nu scrii frumos. Ai 11 ani pentru o oră și jumătate. Andra poate. La întrebarea de ce Andra poate și tu nu poți, nu știi să răspunzi. Ai 11 ani și nu poți să te concentrezi când vorbește doamna. Nimeni nu te întreabă de ce. Ai 11 ani și nu poți să-ți ții mâinile. Pentru ce știi nu e notă, ce-ți place nu e în catalog. Mama ta nu se poate lăuda cu tine, cum fac mamele altor copii buni și ținitori care își fac temele nesupravegheați. Ai 11 ani și nu ești un copil dresat. Ai 11 ani și dacă spui eu cred că nu e așa, nu e bine. Ai 11 ani și nu vrei să te faci ce vor alții. Ai 11 ani și nu înveți ce trebuie. Te sui în autobuz. Autobuzul e o curbă. Ai vrea să stai jos, toate scaunele sunt ocupate. Ai căștile pe urechi, eu-ți dau în spate. S-ai eliberat un scaun. Te așezi. O doamnă vrea să te ridici. Nu te ridici. Scoți cartea, citești. Polisul la... Doamna zice ceva. Dar tu n-auzi. Tu nu mai auzi de mult nimic. Citești. Polisul atenian e... Polisul atenian e... Gata, să dăm pauză. Vă țin pauză. Voi alegeți.
operației. Da, acum faceți-le niște. Mulțumesc. Deci, ce e o democrație? În Atena, toți cetățenii puteau lua parte în mod nemijlocit la adoptarea deciziilor de interes public. Exista o democrație pe care noi o numim? Directă. Eu întreb, eu răspund. O democrație directă. Copii, atenție, așa e și la noi. Ce părere aveți? E democrație la noi? Să ne gândim, uite, să luăm un exemplu. Uniformele. Cum a fost uniformele? Vă amintiți? Da, mulțumesc. Lasă-mă, vă zic eu. Am făcut dezbatere, cum le ziceți voi acum, debate, nu? Am făcut acest debate în care o parte dintre voi, cum a fost colegul vostru, uite, el a zis că avem nevoie de uniforme, nu? Așa e susținut. Colegii tăi au zis că nu avem nevoie de uniforme, nu? S-a făcut acest debate în care fiecare și-a argumentat frumos, la obiect, a spus opinia. Ce s-a întâmplat pe urmă, copii? Cel mai important lucru. Am mers în sala de festivități. Ne-am uitat la înregistrări. Mă rog, cine a fost prezent, mulțumesc. Și pe urmă, copii, s-a întâmplat cel mai important lucru. Fiecare dintre voi a votat. Mulțumesc. A votat. A votat. Și acum aveți uniforme. De ce? De ce n-au trăgit de uniforme? Zi. Pentru că majoritatea a ales să nu fie uniforme. Și ce înseamnă asta? Zi cu încredere. Trăim într-o demo? Încă dacă nu zici cu încredere. Hai, că trăim într-o demo? Grație! Bravo! Mulțumesc! În 10 la toată clasa vine 0,0 la fiecare. Dacă trăim într-o democrație, trebuie să fim responsabili, trebuie să învățăm să gândim ca într-o democrație, da? Esența democrației o constituie participarea fiecărui cetățean la viața publică. Ce înseamnă asta? Hai să ne gândim, să mergem mai departe cu argumentația asta. Hai, copii, să ne gândim. Ziceți! Înseamnă implicare, responsabilitate, participare. Nu? Avem drepturi, dar avem și obligații. Slavă Domnului! Bravo! Și responsabilități. Da? Uite, o întrebare foarte ușoară. Cunoaștem regulamentul școlii? Uite, colegul tău din primul rând zice că știe. Foarte frumos. Se implică, îi pasă de comunitate. Copii, asta e comunitatea noastră, școala, da? Vă implicați, vă pasă. Participăm la evenimentele majore. Slavă Domnului, avem la inundații în Moldova fiecare an, nu? Păi nu facem aici la noi, la școală, o colectă și fiecare donează. Mamoarele nu vă trebuie, le dați. Nu? Mamoare, jucării, dulciuri, fiecare ce are acasă, sigur că da. Ne pasă de mediul înconjurător. Nu, ne zic, ne pasă? Tu, din primul rând, că pare mai serios, zi. Îți pasă, nu-i așa? Avem tomberoanele alea colorate. Colectăm selectiv. Uite, înveți și pe colegul, iei de mână în pauză și arăți unde e plastic, unde e sticlă, unde e ce Dumnezeu mai e, da? Reciclăm copii. Mergem la curățenia de primăvară, în parcul copiilor, sigur. Eu cu doamna directoare mergem. Asta e realitatea. Copii, ia să vedem. Cum ne-am organizat noi în clasă? Am făcut alegeri. Așa, am făcut alegeri, am avut câți am avut? Am avut 4 candidați și liniște în spate. Am avut 4 candidați care au avut programe de puncte, au avut consilieri care i-au sfătuit, au făcut campanii, nu? E, ce s-a întâmplat, pe urmă, copii? Voi mai țineți minte ce idee de campanie a avut Andrei? Andrei aici. Ce idee de campanie a avut Andrei? Andrei s-a gândit să facem o piramidă, zi, o piramidă din ambalaje pe care nu le mai folosim. Bravo! Andrei e șeful clasă. Da. Uite, colegul tău râde. De ce râde? Pentru că el știe că dacă tu nu-ți respecti programul și nu faci ceea ce ai promis că o să faci, ce facem cu el? Îl dăm jos. Avem un termen pentru asta în democrație. Îl suspendăm. De ce? De taba. Nu. Nici nu. Gata. Nu. Îl suspendăm. Așa spunem în democrație. Adică îl schimbăm, da? Prefacem alegerile și alegem pe cineva mai potrivit sau mai potrivită. Gândește-te. Bun, copii, hai, am râs, am numit ochii la mine.
acest moment, noi, adică voi, ați înțeles că cetățean egal elev. Elev egal cetățean. Despre asta e vorba. Așa se învață istoria. Istoria nu e despre trecut. Istoria e despre prezent. Ea ne ajută pe noi să fim responsabili. Lecția 8. Formarea polițiului grec și a democrației. Scrieți ceva ce spune. Țineți minte? Bine, treaba voastră. Formarea polițiului grec și a democrației. Vorbeam de Atena, da? Cetatea asta a noastră. Atena era condusă de un sfat și de adunarea poporului. Sfatul avea 500 de metri, câte 50 pentru fiecare trib teritorial. Dacă o persoană își dorea să facă parte din... Uite, ia să vedem, colegul nostru din spate de acolo vrea să fie la putere, da? Să fie politician, ce să mai, la conducere. Ce criterii trebuie să îndeplinească colegul nostru ca să fie în adunarea poporului? Ia să vedem. Cunoaște? Tot eu? Eu știu lecția foarte bine, mulțumesc. Fii atent, trebuia să aibă vârstă de minim 30 de ani. Să aibă cetățenia ateniană, corect. Să treacă un examen de moralitate. Aici am dubii. Și mai ales să fie bărbat. Fetelor. Da. Așa era în antichitate. Bun. Copii, eu v-am întrebat la început ori ce e o democrație, nu? Mi-ați răspuns? Nu. Hai să vedem. Când a avut democrația asta? Știe cineva orientat? Eu știu, poate știe și cineva dintre voi. Hai copii, cum crede? A apărut când? Acum 100 de ani? Acum 1000 de ani? Acum 2500 de ani? Ce înseamnă, dacă vorbim de Grecia Antică, noi gândim că democrație din limba greacă, dar ce înseamnă? Știe cineva? E ușor. Avem demos și kratos. Demos, popor și kratos, putere, da? Și împreună, hai, asta e chiar ușor. Puterea poporului. Mulțumesc, domnișoară! Puterea poporului, da. Și mai bine, și aș vrea să plecați cu ideea asta acasă, democrație înseamnă popor condus de către popor, da? Liniște în spate, ochii la mine, te rog! Șșșș, ochii la mine, ia să vedem copii. Am zis că a apărut acum 2500 de ani în Grecia Antică, asta înseamnă în secolul al VI-lea înaintea erei. Măi, liniște în spate! În secolul al VI-lea înaintea erei noastre și a cunoscut o dezvoltare deosebită în timpul lui Pericle, da? În secolul de aur al democrației. Sunteți de acord cu mine? Dar măi, măi, domnule, cine a fost Pericle? Cine a fost Pericle? Cine a fost Pericle? Și tu iar nu ești acolo. Tu nu ești niciodată atentă când ți se spune să fii atentă, tu faci altceva. Profesoara ta te vrea un elev responsabil, implicat, competitiv. Tu faci altceva. Când profesoara ta scrie, te uiți fix la tablă, nu înțelegi nimic, mulți ani, multe cifre, repeți fără să te gândești la nimic. Nu știi ce spui, dar spui. Școala te disciplinează, școala te învață să reușești. Școala ta e productivă, dă elevi reușiți, dă cetățeni reușiți care vor produce reușite. Școala te crește ca să produci. Școala investește în tine. Vrea să atingi standarde maxime de eficiență. Școala vrea să dai înapoi ceea ce ai primit. La întâlnirea de 20 de ani, când vei fi un brand manager de succes, să poți spune, eu am absolvit această școală. Școala te premiază, mama te premiază și tata te premiază. Azi ai deschis manualul. Manualul ăla nu-ți spune nimic. Măi, nu o să deschizi din nou. Nici mâine nu o să-ți spună nimic.
strâns. Un elastic, două elastice, trei elastice. Eu dacă vreau pot să fac o girafă și necurajă într-un singur elastic și fără să mă uit. Mai lemn. Alb. Învârt elasticul de trei ori. Girafă, brățară și iarăși girafă. Toată lumea scrie. Eu vreau să iau urma de ștersa Mariei. Nu-mi o dă. Îi succes mâna. Țipă! Îmi cade un elastic. E la piciorul lui Cristi. O aud de provă. Cine a fost Pericle? Ce faci acolo? Maria mă părăște. Mă bate doamna! Iar îmi deranjez ora? Cine eu? Da, tu. Ce faci acolo? Țin strâns, că pot eu de strâns. Prova se întoarce. Mă plec din nou, ușor, foarte ușor. Îi văd tocurile. E lângă mine. Pune palma pe bancă. Țin strâns cât pot eu de strâns. Pune palma pe bancă când îți zic. Și n-au decât pe bancă, pe bancă, pe bancă, pe bancă. Tremur. Măi, pune palma pe bancă, dacă ți-am zis. Am palma piatră. Măi, pune palma pe bancă, să mai zic o dată. Încerc să-mi mișc degetele. Tu n-auzi? Îmi zvâgnește un deget. Te faci că n-auzi. Ce? Nu ce. Poftim. Pentru ultima oară, pune mâna pe bancă. Da, ați zis palmă. O prăzicie! Și-mi bag mâna în buzunar. Mai scoate mâna din buzunar. Repete ce-am spus. Nu știu. În picioare. Nu mă mișc. Mai ce faci acolo? De ce nu ești atentă? De ce faci altceva când eu vorbesc cu tine? De ce te joci? Unde ți-e capul? Zi? Ce faci acolo? De ce nu ești atentă? În ce an, în ce secol? Democrația astăzi? Demos înseamnă? Kratos înseamnă? Nu știi, vezi? Nu știe. Pericle. Cine a fost Pericle? Zi. Nu știu. Grecia. Arată Grecia. Nu știu. Tema. Dă-mi caietul. Tema. Să văd tema. Caietul. Dă-mi caietul. Și mi-a caietul de pe bancă. Toți copiii urlă. Se joacă, doamna. Face animale. Nu, nu ni le dă. Toți copiii urlă. Sunt în urechea mea. Proastă, proastă, proastă. Dă caietul. Râd-o. Dă caietul. Ești pedepsită? În picioare toată ora. Maria zice încet. Handicapatul. Maria e o groasă. Cine a zis handicapatul? Cine a zis handicapatul? În ora mea nu vorbește nimeni așa. În ora mea nu-și bate joc nimeni de nimeni. Îmi transpir elasticele în mână. Mă lipesc de bancă. Eu dacă fac o girafă și mă curaj într-un singur elastic și mai de bun, pot să fac și un păr de... un părușor de bine. Zi, îți pare rău? Eu dacă fac o girafă și mă curaj într-un singur elastic și mai de bun, zi, îmi pare rău. Hai, cereți iertare, uite, toată lumea așteaptă. Tac. Spune frumos, îmi pare rău. Eu tot tac. Să știi că te pedepsesc. Te pedepsesc rău. Și ce vrea doamna pentru toți copiii? Pedepsiți-o! Pedepsiți-o! Luați elasticile! Dați-le nouă! Dați-le nouă! Profa se întoarce. Eu îi dau una în capul lui Andrei. Apuc elasticele, le dau drumul și o lovesc pe Maria. M-a lovit, doamna, m-a lovit, mereu mă lovește! Hai, tu nu te potolești! Tu nu vrei să te potolești! Mâinile la spate! Ce să-ți fac eu ție? Cum să te pedepsesc eu pe tine? Tu vrei să mă scoți din minți? Zi! Tu vrei să mă scoți din minți? Da, vreau. A, da? Să știi că îți legăm mâinile la spate. Îți legăm frumos mâinile la spate ca să te potolești. Zi, 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 asta vrei? Zi-o dată, vrei? Da, vreau. A, da? Eu, da... Cu ce să-ți legăm noi ție mâinile la spate? Să te vadă toți copiii. Copilul rău. Copilul rău. Copilul rău. Și dacă
Îl leg pe locul ei. E clar? E clar? Da! S-a sunat. Doamna mă trage din bancă. Mă trage spre ușă. Anca mă trage de păr. Doamna mă scoate pe culoare. Mă împiedic. Doamna mă ridică. Toți copiii râd. Doamna zice. E pedepsită? Așa pățesc copiii râd. Îmi vine să plâng. Mă țin de lacrimi să nu curgă. Pentru voi, pedeapsă înseamnă rău? Rău? Copil singur, asta e pedeapsă? E? Bine meditat? Culcat! Abține! Asta e pedeapsă? Închisoare pedeapsă? Ce crezi? Wrestling e pedeapsă? Depinde? Te pedepsesc ca să-ți fie frică să nu mai faci. Și când tu te potolești, când nu mai faci, când nu mai îndrăznești, ei sunt fericiți. Au reușit să-ți pună punct. Au reușit să oprească nebunia. Și tu te obișnuiești și cu pedeapsa și cu frica. Te obișnuiești să fii cel mai slab copil, cel mai tăcut copil, cel mai liniștit copil. Nu te revolți, nu te lupți. Te supui. Și când te pedepsesc, tu îi urăști pe toți. Ei nu simt, pentru că nu se uită la tine când te pedepsesc. Azi ești furios, ești furioasă, pentru că nu ai putut să le strigi în față. Vreau și eu să spun ceva. Pentru voi pedeapsa înseamnă fără ieșit afară, fără bani la școală, fără televizor, fără calculator, fără muzică, fără internet. Ce pedeapsa pentru tine? Zi, ce pedeapsa? Școala e pedeapsă? Părinții sunt pedeapsă? Testele sunt pedeapsă? Teste și iar teste, școală, părinți, teste, școală, părinți. Bătaie în cap cu mulți pumni. Crize, urlete, țipete. O palmă în fiecare zi? Ai 11 ani și cel mai bine știi ce înseamnă pedepsit. E atunci când ți se ia ceva. Tu ești în fiecare zi fără ceva. Ai 11 ani și în fiecare zi cineva te pedepsește pentru ceva. Tu nu mai întrebi nici de ce, nici pentru ce. Execuți pedeapsa de azi, te antrenezi pentru pedeapsa de mâine. Ai 11 ani și nu plângi când ești pedepsită. Tu nu vrei să te vadă nimeni. Doamna mă dezleagă. Toți copiii se holbează la mine. Vreau să intru în clasă. Anca mă împinge, Radu îmi dă una peste ceafă. Mă lovesc cu capul de ușă, aud, Chioara, Chioara! Dar nu doare nimic. Nu mai simt nimic. Intru în clasă. Vreau să mă așez în bancă. Andrei îmi sucește mâna, mă întoarce cu fața la perete, se împing toți în mine. Leagă. Încă nu. De ce? S-o chinuim. Dă-i-o la cap. Prostă linge pe jos, hai. Linge, linge, închide tu praful, închide, închide și corul, dă-i corul, hai, mestecă și lasă ce dă-i, lasă ce mestecă. Și laptele meu. Nu dă-mă laptele meu.
se frică că moare. Păi terminați! Mă duc să chemi cineva! Nu te duci nicăieri, stai aici! Calma, ține-o mai strâns! Pune-o la perete! Dă-o să mă rotită! Pune-i capac! Dă-i o pumnă în buhtă! Așa-ți-o doară! Păi terminați! Mă duc să iau în capă! Nu te duci nicăieri, stai aici! Aaa! Uite bă că și-a revenit! Ți-ai bătut joc de noi? Da, eu! Bă, nu te-ai că face numai sânge! După și cine curăță? Păi terminați! Zi-mă! Să rucați de la șaluzele! Bă, nu ținați-ne, ești prost! Dă-i un pom în burt, așa! Pune-i capara! Aaa! Nu mai bine să lovim, cum o să o pun peste față! 20 de lovituri! Nu, 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 50 de lovituri! Băi, prost, nu avem prosul! Hai să o legăm! Cum să o legăm? Cum am făcut doamna, facem și noi! Dar doamna e nebună! Muște, muște! M-am mușcat! Leagă! Cu ce, mă? Voi lăsați ce lei! Hai, leagă, ține-o strâns! Păi trei noduri să nu poată să se dezlege! Așa... Pune pistolul la tâmplă. De unde să avem o pistol? Ține două degete! Așa, hai, zi! Zi ultima dorință! Trei! Lăsați-mă. Mă gândim. Tac. Mă ciupesc. Dați-mi drumul. Vreau să respir. Nu pot să respir. Vreau apă. Mă sufoc. Nu pot să închid. Cad. Mă ridic. Cad. Mă ridic. Văd numai pumni și picioare. Îmi frig obrajii. Închid ochii. Strâng cât pot. Nu pot să înghit, nu pot să respir. Îmi pun în cap, doi pumni în burtă, îmi pun în gură, îmi sângerează gingia. Îi simt în corp, îi simt în stomac. Mă leagă. N-am nicio dorință. Mă doare. Plâng. Nu de durere, de furie. Aș vrea să fiu o mașinuță din elastice. Să apăs pe accelerație și să dispar. Pum! 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 Și nu mai ești tu. Și nu mai ești tu. Nu mai ești tu. Ești doar un caz. Cazul violență în școală. Cauze și efecte. Ești un procent într-o statistică. Ești fata pe care a arătat-o la televizor. Ești fata pe care a postat-o pe YouTube. Ești fata care a avut 6.000 de accesări în 3 zile. Ești un coment. Ești mărturia altora. Ești fata aia pe care au bătut-o. Ba nu, pe care a lăsat-o singură în toaletă. Ba nu. Ești fata care a enervat-o la culme pe doamna. Doamna niciodată n-a mai reacționat așa, deci tu ești de vină. Ba nu, ești fata care n-a avut nicio vină să-i juca și ea puțin. Ba nu. Ești ce vor ei să fie. Ei te fabrică, ei se văd. Ei au putere. Ești argumentul de care au nevoie să poată să spună că învățământul merge prost, dar ei ar putea să-l facă mai bun. Tu nu contezi. Tu n-ai contat niciodată cu adevărat. În clasa voastră acum doar eroi se văd. În clasa voastră acum doar istoria adevărată se aude. Istoria polisului ei, cu cetatea ei, cu democrația ei. Istoria pe care n-ai voie să nu o știi, pentru că e a ta. Te reprezintă. Păi și dacă nu e a ta?
e altora și îi reprezintă. Ai auzit de atâtea ori ce ar trebui să te reprezinte, că nu te mai reprezintă nimic. Taci! Și înveți versiunea corectă! Versiunea lor. Fug, traversez, mă opresc.